În ultimii ani, Noris Măgeanu a organizat pe cel mai înalt deal din țară un adevărat spectacol cu ocazia focului lui Sumedru. Astfel a devenit o tradiție ca pe Mățău să fie aprins cel mai înalt foc. Invitații sunt de fiecare dată la înălțime, iar câteva mii de oameni asistă la spectacolul organizat cu această ocazie. Și anul acesta, aproximativ 2000 de mușceleni au luat parte la sărbătoarea populară. Alături de Noris a fost și logotnica sa, jucătoarea de tenis Ana Bogdan, locul 112 în clasamentul WTA. Aceasta s-a arătat încântată de spectacolul organizat și așteaptă ca mușcelenii să o adopte așa cum au făcut-o cu Ovidiu Lipan Țăndărică. De fiecare dată când vin aici mă simt minunat, este o energie pozitivă, o energie care îmi dă putere, mă încarc bateriile, să zic așa, de fiecare dată când vin la câmpul un mușcel și mă bucur de fiecare clipă pe care o petrec aici. Este prima dată, în primul rând, când vin la un astfel de eveniment. Sunt mândră că Noris este cel care a păstrat tradiția și care organizează focul lui Sumedru. Mi-am dorit tare mult să ajung aici și iată că Universul mi-a îndeplinit această dorință. Mă simt minunat, oamenii sunt minunați, vă dați seama pe vremea aceasta cine ar fi ieșit din casă, dar iată că Noris i-a adunat, i-a adus aici și toată lumea se simte minunat. Mă bucur tare mult că pot să cunosc și am ocazia să cunosc acești oameni minunați, că mă aflu printre ei și că în curând mă vor adopta și pe mine aici la Câmpul Lung. Hai, Ana, uite aici, uite aici, uite la mine. Așa se bate și... Ana, așa. Încă o ediție a focului lui Sumedru, pe cel mai înalt deal din țară. Suntem alături de foarte mulți mușceleni și e un lucru extraordinar. Autoritățile locale, ca de obicei, au făcut totul posibil. Herghelia 7 Cai cu Dan Moșescu, invitații noștri de la București, sunt două ministere reprezentate aici, sunt consilierii din două ministere alături de noi. Este bineînțeles maestru Ovidiu Lipan Țăndărică, căruia îi mulțumesc că de fiecare dată alături de noi. Rona Harner, care va și cânta câteva melodii și care se bucură tare mult de acest eveniment arhaic. Iată, lumea se bucură, steagul României, s-a cântat imnul național. Este o sărbătoare frumoasă și ne bucurăm că suntem cu toții aici. Eu le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți.